un arab musulman din Egipt și-a omorât nevasta pentru că a surprins-o citind Evanghelia. Așa că a decis ca să nu mai aibă nimic de a face cu ea și nici cu descendenții ei. După ce a asasinat-o, a îngropat-o într-o criptă, precum cere tradiția egipteană. De asemenea, și-a îngropat bebelușul, o fetiță nou născută și fiica lui de 8 ani, ambele vii. A relatat apoi poliției că un hoț l-a atacat și a asasinat familia pe care a îngropat-o din cauza mirosului, pentru că trecuse multe zile. După 15 zile, un unchi din familia lui a murit din cauze naturale, iar familia a decis să-l îngroape în aceeași criptă. Când au deschis cripta, au descoperit fetița de 8 ani și bebelușul în viață. Toată țara a rămas uimită de această veste, iar asasinul va fi executat la moarte. Aceasta este pedeapsa pentru viața sa conform legii egiptene. Poliția a întrebat fetița de 8 ani cum a reușit să supraviețuiască împreună cu bebelușul și surioara ei. Ea a răspuns: un om îmbrăcat cu haine albe sclipitoare și cu cicatrici în mâini venea în fiecare zi și îmi dădea de mâncare și apă de băut. De asemenea, o trezea pe mama ca să-i dea piept surorii mele. Jurnalista egipteancă de la o televiziune cunoscută a luat interviu fetei. Fetița a mărturisit astfel la televiziune: a fost Isus cel despre care mă învăța mama mea. El e cel care ne-a îngrijit. Acum știu că el face lucruri de genul acest. Rănile care le avea în mâini erau la fel ca și cele despre care mama mea îmi povestea că i le-au făcut romanii atunci când l-au crucificat pe dealul Golgota. Eu l-am văzut și mi-a salvat pe mine și pe surioara mea de la moarte. Astfel, după cum însuși Domnul a spus, el scoate și astăzi laude din gura copiilor și din gura pruncilor. A rămas clar pentru toată țara Egiptului că fetița nu putea inventa așa ceva. De fapt, cu ele s-a întâmplat o mare minune. Minunea este adevărată. Faptele sunt de netăgăduit, iar liderii musulmani au o sarcină dificilă în a explica această minune nemaipomenită. Egiptenii cer în număr crescând filmul Pasiunea lui Hristos în această țară musulmană. Această mărturie extraordinară aduce slava Domnului Isus, care se implică personal în glorificarea numelui său și în pocăința poporului egiptean, care pe timpul apostolilor l-a primit în număr foarte mare pe Hristos, Dumnezeul crucificat și înviat. Mesajul de iubire față de acele două fetițe dovedește mila și dragostea pentru cei care suferă pentru numele Său. Slavă Lui! Amin!